Bună ziua, doamnelor și domnilor! În ediția de azi a emisiunii ArtVest avem ca invitat pe doctor arhitect Mihai Corneliu Donici, promotor al stilului modern românesc. Te salut, bine ai venit în studio, Dumbrăvița. Bună ziua! Mihai, propun să discutăm despre cariera ta, despre lucrări, despre design, despre filme, scenografie, expoziții, obiecte de arte regândite. Dar pe lângă toate astea am propun să înserăm câteva secvențe din spectacolul de teatru, ca să mai îndulcim și să sărim pe o altă plajă, anume scenografia teatrală. Da. Să începem așa mai ușor. Din 1972 ai primit mai multe distincții la diferite concursuri și m-am oprit la una din 1975, un concurs organizat de Casa de Cultură a Studenților din Timișoara, concurs de afiș politic, da. Unde ai fost premiat. Da. Te rog puțin, aveai 21 de ani. Da. Cum ai găsit premiul ăsta? Am găsit și eu. Da, era un concurs care se făcea prin facultate, era de afiș politic și uite, eu am recreat, nu mai am afiș original, dar l-am recreat acum. Afișul era ceva de genul o suprafață mare neagră și un glob pământesc pe mijloc, în așa fel prezentat din spate, încât părea să fie craniul unui om. Și ăsta era tot. Da. Fără niciun text, fără Secerea și Ciocanul, fără Partidul Comunist, fără nu știu, atâta tot. În 75 erai îndoctrinat, sistemul a reușit să te doctrineze? În niciun caz. Am fost totdeauna atât de ciudat și în afara oricăror sisteme, încât pur și simplu făceam aproape totul pe dos. Ca da. Să spun așa. Deci jucai contre. Întotdeauna jucam contre și culmea este că, față de mulți oameni care își amintesc de perioada aia, nu știu, ne simțeam foarte liberi. Făceam toate trăsnăile cu putință, purtam părul lung la facultate, bineînțeles, eram hipiot fără droguri, ca să zic așa. Da, da, da. Ascultam da. Toată muzica care venea via Serbia și via Ungaria. Da, 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 da. Uite, era un pol unde se întâlneau... De acolo mai venea muzică. Și țin minte, era o emisiune... În ochile meze. Da. Vineri la ora 5 se punea ultimul disc nou apărut în Occident. Și bineînțeles că le înregistram pe magnetofon și aveam toată muzica la zi care da. Exista în Occident, așa că, cum am zis, eram hipiot fără droguri. Hipiot, da. Păi atunci în vremuri numai prelandeză și nu știu ce la urmă erau nu prin anii 80. Nu știam prin anii 80 astea, asta era în vogă. Hai să schimbăm direcția și să ne uităm la o secvență din spectacolul Hair, după care să vedem ce și cum da, legat hipios, de scenografie. Hipios, perioadă hipios, da, uite, vezi că se leagă chiar foarte bine. Da. Let's meet.
Mihai, te ocup de multe, tot ce se leagă de arhitectură, sculptură, dar a fost o provocare, cred eu, pentru tine. Am niște informații vagi că ai mai avut de a face cu scenografie în țară, chiar și în străinătate ceva mișcări, dar primul pas a fost la Teatrul Maghiar din Timișoara cu spectacolul Hair. Care a fost provocarea? Provocarea a fost să realizez un spectacol mai mare. Pentru că la Facultatea de Arhitectură din București, cel puțin, prin anii 70, 80, 90, se făceau cursuri de scenografie. Și cum știi foarte bine, sunt mulți arhitecți care au făcut scenografie, ba chiar îl avem pe Liviu Ciulei, care n-a făcut doar scenografie, a făcut și teatru și a făcut-o într-un mod strălucit, să zicem. Deci sunt mulți arhitecți care chiar studiau în facultate. Deci erau un fel de cursuri opționale pe vremea aia, puteai să-ți alegi design, scenografie și în anul 6 făceai aceste cursuri. Și m-au pasionat lucrurile astea. Și uite, am să spun și de ce m-au pasionat și de ce fac eu multe lucruri. Pentru că desenam de mic, desenez de când mă știu. Maica mea spunea că desenam în perspectivă înainte de a merge în picioare. Bineînțeles că exagera, că mă iubea prea tare, dar țin minte că cred că desenam înainte de a merge în picioare. Adică mă zgâleam pe tot felul de chestii, chiar îmi punea în pătuț o foaie de hârtie și un creion și n-avea nicio problemă cu mine, desenam. Deci asta era tableta sau telefonul vremilor exact. Respective. Desenam într-una, ca să zic așa. Și pe la 10 ani, o să spun de clicul și de ce făceam așa de multe lucruri, pe la 10 ani am descoperit o carte, este de atunci, din 1964, editată. Este un album foarte frumos de Leonardo da Vinci, așa cum se făceau pe vremuri. Și uite, da, o să-ți arăt, era un lucru absolut extraordinar. Albumele pe vremea aia, stai, autoportretul lui Leonardo da Vinci. Apropo, prea puțină lume știe în România că anul ăsta se împlinesc 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci. Nu prea se vorbește despre. Leonardo da Vinci nu e o persoană foarte importantă. Da, și mai ales, da. Și, deci, un album la care reproducerele erau lipite. Deci, l-am descoperit când aveam 10 ani. Lucru care m-a fascinat și care mi-a schimbat complet toată viața și toată cariera. A devenit un idol, Leonardo da Vinci, a devenit un model și, cum știm, era omul total, omul renascentist, care se manifesta practic în toate domeniile artei. Lucru care mi-a rămas și mie undeva în subconștient, deși acea perioadă a anilor 60-70, de fapt, era o perioadă de mare specializare. Pe vremea aia se spunea că trebuie să te canalizezi pe o anumită direcție, să faci numai aia, ca să o faci foarte bine. Și din cauza asta, o vreme, mi-am înăbușit cumva lucrul ăsta și am încercat să și eu să fac, nu știu, numai arhitectură, să fac numai design. Și celălalt idol al meu, Brâncuș, m-a făcut... Vom ajunge și la Brâncuș. Exact, m-a făcut să nu mă fac sculptor. Pentru că am zis că după Brâncuș, după peștii lui Brâncuș, după pasărea în spațiu, nu se mai poate face sculptură. Pentru că el a atins un maxim. Da. Deci m-a blocat cumva Brâncuș în dorința de a deveni sculptor și uite așa m-am făcut arhitect, dar nu cochetez, ci realizez și scenografii, cum am spus, ce am și văzut, Hair-ul. Și am rămas la provocare. Da. Că totuși era primul pas. Primul pas mare. Așa e. Da, uite, și am lucrat cu un regizor din Ungaria și bineînțeles că la început am venit cu idei foarte diferite. Mă rog, tipul e din Voivodina, dar e din Voivodina, din Senta. Da, un maghiar din Voivodina. Da. Am venit cu mai multe idei, printre care prima, de pornind cumva de la celebru film Hair, era să umplem toată sala Teatrului Maghiar de gazon artificial. Da. Și spectacolul sunt imaginile din filmul Hair, în care aproape totul se întâmplă într-un parc pe iarbă. Și lucrurile se întâmplă în centru și spectatorii să stea frumos pe covorașe, în jur și să fie în atmosfera asta hippie. Bineînțeles că regizorul fiind mai tânăr, el nu avea
sensibilități hipiote, Da, da, ca da, să da, zic da, da. așa. Deși el, la rândul lui, a fost destul de hippie. A, da? Da, da, da. Bun, el era deja de generație 40 de ani, Da, ca ca să și zic, textură. ca textură, da. Dar ai văzut, în spectacol, el a tras mai mult pe latura antirăzboinică. Așa e, a, așa e. Păi dacă venind tipul din spectacolului. Voivodina... A, da, uite, probabil și de se acolo înțelege. Venea. Și atunci el a propus acea variantă cu niște garduri în perspectivă accentuată. Da, riguroase, da, rigurozitate, riguroase, da. Simple, mi-a plăcut simple. Foarte mult, că eu sunt cam minimalist așa de felul meu. Și multifuncționale. Și aproape în toate. Cu da. Minimul de mișloace, maximul de mesaj. Și eu atunci i-am propus, ca să nu mai introducem foarte multă recuzită accidentală și tot felul de lucruri, pornind, el a pornit cu o singură chestie, vrea găleți de tablă zincată, care au un rol foarte important, se întâmplă foarte multe Da, lucruri da, cu da, ele da, pe da, da. scenă, poate apar în secvențele voastre, și atunci acele garduri am încercat să le fac în așa fel încât prin rabatări, prin ridicări, prin deschideri de uși, ele se deschid în toate direcțiile, da? Să creeze ba o cazarmă, ba o închisoare, ba un pat, un ba pat, ba un da. Interior, Deci, da. Fără să mai introduc alte lucruri, transformându-se acest gard să rezolve practic toate situațiile scenice. I-a plăcut ideea foarte mult și atunci am rămas la această variantă. Cred că și la telespectatori au plăcut că am jucat vreo 2 ani, aproape 3 ani spectacolul, cred, și la ora actuală am putea să-l ținem pe afiș. Cred mă că rog. Ar mai avea succes. Da. Un musical se da. poate juca minim 10 ani. Da, da, minim da, 10 da, ani. Da, da. De exemplu, Pisicile musicalul la Budapesta se joacă de vreo 30 de ani. Da, de și la New York de da. 50 da, sau am zis nu știu așa cât. Numai că e mai aproape. Da, așa. Da, da, da. Mă rog, drepturile de autor e, sunt mai asta, cred că la complicate. Hertz s-au terminat drepturile de autor, ar fi trebuit Da, prelungite. Și acolo cu negocieri și da, cu trebuiau criza prelungite și financiară intrăm replătite. într-o Și, da, altă zonă. Da. Mihai, hai să vedem puțin, să discutăm anume. Tu ești profesor la Facultatea de Arhitectură și Urbanism în Timișoara, da, în cadrul VTU-ului, de 30 de ani. Am notat aici două idei importante. Să începem cu proiect de reforme profundă a învățământului românesc, trecerea de la funcțional la moral. Da. Dacă deschizi puțin fereastra concepției. Da. Pentru că de obicei gândesc ceea ce fac, nu fac doar, tot timpul mi-am pus problema ce rost are învățământul, cum ar trebui făcut, la ce scopuri ar trebui să accedem. Și am fost din liceu și până în actualitate, am fost complet nemulțumit întotdeauna de sistemul de învățământ, de reformele acelea în care nu facem decât să mai schimbăm data examenelor și vacanțele, fără nicio perspectivă. Și în 4 ani ne schimbăm exact, foaia. Alea au fost toate reformele în sistemul de învățământ. Mi-am pus problema, de fapt, pentru ce facem învățământ? Facem învățământ ca să pregătim forță de muncă pentru niște afaceri private ale altcuiva? Sau începem să ne gândim și noi ca în Finlanda, ca în Suedia, ca în Japonia chiar, nu cumva trebuie să facem învățământ pentru ca oamenii să fie fericiți și să facă ceea ce li se potrivește cel mai bine? Corect. Corect. Și atunci, asta ar trebui să fie un scop pe care să ți-l propui pentru o adevărată reformă a învățământului. Ideea mea e un pic mai tare de atâta decât am scris-o până da, acum, mai, pentru că această idee ar trebui să aibă, și eu susțin că se poate, să avem pentru asta 10% din PIB alocat învățământului. Nu e imposibil. Noi acum, prin lege, avem 6%, în realitate undeva pe la 4%, poate da, nici atâta. 4%. Dar o nație fără educație n-are nicio șansă. Trebuie văzut puțin și analizat da, țările occidentale, cât alocă și nordic, și general, ce accent cred că și Franța dă 10%, da, dar da, în orice caz, Suedia are, nu, da, Finlanda are țările cel mai scandinave mult. Toate sunt la Finlanda 10, are da. 13-14%. Da. Corea de Sud
din 1960, după războiul lor, au acordat peste 10% și în 10 ani ce a ajuns Coreea de Sud. Trebuie așa, numai da, așa. Ce a ajuns Coreea de da. Sud, nu? E de ajuns, analizat puțin da. Seulul și restul. Exact. Și... Deci acei, să zicem, 6% care am putea să-i dăm la învățământ pentru acest proiect, s-ar lua numai o parte din fondurile care se pierd din cauza corupției, problema noastră da. Endemică. Da? Ar fi mai puțin de furat. Exact. Și ideea, de fapt, mi-a venit pentru că am citit o statistică că prin corupție se pierd cel puțin 13% din PIB. Tu ai citit o statistică oficială? Una în roz. Da, asta zic, una în roz, o statistică nu... oficială, deci, și probabil cifrele minimală. Sunt undeva peste 20%. Probabil. Cifrele reale sunt mai mari. Așa că să luăm 6% de acolo, poate încep să se jeneze și aia care da. Fură să dăm banii la educație. Trecerea de la duzină, de la funcțional, la moral. Da. Moralul, ce esență are în societate? Deci, din păcate, așa mai da. Intru și eu puțin în joc, termenul moral, etică, da. Sunt niște termene foarte puțin uzate în ziua de azi. Sunt uzate și nu sunt utilizate. Da. Da. Deci, moral înseamnă să-i dai copilului acea informație de care are nevoie ca să devină o persoană fericită. Eu zic că automat un om care este fericit este și bine integrat în societate. Corect. Și a ales o meserie care îi se potrivește și este și mult mai util. Mult e mai util pentru face societate. Mult mai bine și mai frumos acea meserie, e bine și pentru ele, bine și pentru societate. Deci câștiguri din toate punctele de vedere. Da. Am dat și un, mă rog, nu subtitlu, dar am menționat promotor al stilului modern românesc. Da. Despică puțin stilul modern românesc, da. ca și telespectatorii da. Să intre puțin mai în amănunte. În România actuală e foarte greu să promovezi acest stil. Adică noi suntem încă, din păcate, în perioada asta că imităm Occidentul, imităm strălucirile care vin de acolo, în fine. Nici nu știam dacă e posibil. Bun, l-am avut pe Brâncuș, care a reușit această sinteză imposibilă între tradiție și modernitate. Dar ce m-a încurajat foarte mult este arhitectul maghiar Imre Makovec, care a făcut lucrul ăsta în Ungaria și cu foarte mult succes. Ungaria este plină de lucrările lui. Nu? Da. Și este exact stilul ăsta. Inclusiv există o biserică proiectată de el în fabrică. Exact, care acum se termină în sfârșit. Da. Deci vom avea probabil în Timișoara o lucrare a celui mai celebru arhitect, a murit de curând, să zicem, contemporan, care a lucrat în Timișoara, să zicem, da. Imre Makovec, în acest stil modern maghiar, eu zic modern maghiar. Deci acest stil înseamnă că poate avem și noi niște valori. N-ar trebui să fim doar imitatori ai Occidentului. Poate reușim să fim și moderni, dar și personali în același și timp. Personal. Și personali. Și personal. Exact. Nu știu, de fapt, în artă, dacă nu faci decât să imiți, n-ai valoare. Copy-paste-ul... Da, exact. Nu e artă, până la urmă. Poate să fie cel puțin, sau cel mult, un bun meșteșug. Dar dacă nu creezi și nu creezi în spiritul locurilor din care vii, nu ai acces la valoare. Da. Cum vezi? Avem sensibilitatea pentru acest stil modern românesc? Încă nu. Sau suntem prea învățați cu lucrurile venite de afară? Da. Din păcate, da. Din păcate, încă suntem în această fază. Există semne. După 30 de ani de la vânturările din 89, încep lucrurile să se mai schimbe, să se mai schimbe mentalitățile, să apară diferite inițiative, mai apare câte o pensiune interesantă, mai apar restaurări și reconstituiri, pentru că până acum sunt Dermam, foarte binevenite, dar ar Dermam. Fi trebuit făcute de mult, da, 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 că da, totuși au exact. Trecut 30 de ani. Da. Și dacă ne uităm, nu zic să ne raportăm la țările postcomuniste, da. E mai... Și mai ales când... acum, hai să recunoaștem, România nu e o mare cultură cultă. Nu, n-am avut culți princiare, n-am avut orașe mari care să dezvolte această cultură cultă. Dar, în schimb, spațiul ăsta a generat o mare cultură populară.
care există încă și în ziua de azi, e vie, e pe cale de ducă, din păcate, acum, dar e încă vie. Și cultura asta populară am ilustrat-o eu prin aceste obiecte absolut nemaipomenite, unicate, care și-au pierdut funcțiunea, dar au rămas așa, cu o frumusețe a formei. Să facem un mic popas, un pod, înainte de a ajunge la lucrările ce sunt expuse pe măsuță. Da. Să vorbim, te rog, să vorbești puțin despre teza de doctorat. Teza de doctorat pe care le-ai scris, nu știu, 2005-2006, undeva pe acolo, da? Noua metodă de reconstituire arheologică pentru localități din cultura Vinca. Nu departe de noi, la Parța, mă rog, au fost găsite este artefacte. Este singurul da. Sanctuar neolitic din estul Europei, la Parța. Creionează-l puțin, te rog, istoria acestei culturi, Vinca, că zic eu că puțin dintre timișoreni sunt la zi sau la zi. Au o oarecare informație legată de această cultură. Da. Este cultură neolitică care s-a dezvoltat pe teritoriul Banatului istoric, să zicem, care este actualmente în România, în Serbia și în Ungaria. De fapt, e o cultură care s-a întâmplat cam acum 8.000 de ani. Au fost valuri migratoare care au venit dinspre Asia. Arheologii tot spun că fluviile erau niște autostrăzi în perioada aia și au venit pe firul Dunării. Și s-au tot ridicat, pe Dunăre s-au tot ridicat și în această câmpie pe care au găsit-o, în câmpia Banatului, să zicem, s-a dezvoltat această cultură, sârbii zic Vincea. Da. E o cultură absolut nemaipomenită. Și una pașnică. Erau agricultori. Da. Erau deja agricultori sedentari, care erau un fel de țărani până la urmă, din câte mi-am dat o seama, pentru că își făceau deja case care nu semănau exact ca cele de astăzi, adică erau paralipipedul cu acoperiș în două pante de stuf și culmea este că aveau o prispă, dar nu pe latura lungă, pe latura scurtă. În arhitectură se numește plan de tip megaron. Culmea este că acest plan de tip megaron seamănă cu templele grecești. Adică templele grecești au tot un plan de tip megaron cu acele coloane pe latura scurtă care creează frontonul și care s-au dezvoltat foarte mult în Grecia antică. Acum eu întrebându-i pe arheologi dacă nu cumva ele au apărut în zona asta și după aia au migrat în Grecia, a zis că e prea hazardat, da, să spunem treaba asta. După cum am citit și eu legat de această cultură, s-a extins cultura respectivă inclusiv până în Grecia. Da, deci, până în Bulgaria, da, da. Zona Macedoniei. Deci pe vremea aia Dunărea nu era o graniță, era efectiv o... cum am zis, o autostradă, un coagulant pe care se plimbau aceste populații. Acum, arheologii mai au o chestie simpatică, zic că încă nu știu sigur că nu pot să-și dau seama dacă erau albi la față sau negri la față. S-ar putea să fie mai colorați la față. Din testele de carbon nu rezultă culoarea pielii. Dar era o populație aproape ca țăranii din ziua de astăzi, cu foarte multe unelte, cu foarte... uite, n-am adus din teza de doctorat, își pictau foarte frumos pereții cu modele foarte interesante. Deci o cultură, multă lume știe de cultura cu cuteni. Matrimonială. Da, era o cultură, știe foarte multă lume. Maternală. Da, cred că da. Maternală. Cred că era, femeia era importantă atunci. Sculpturile și tatăl, de tot așa, formele. Dar și social, tatăl era incert și din cauza asta. Da, mămicele cu bebeluș, cu diferite ipostaze. Deci am umblat mult pe șantiere arheologice din Banat și, bineînțeles, arheologii mă rugau să fac reconstituiri. Reconstituirile, din păcate, până atunci erau destul de aproximative, pentru că ei cereau arhitecților să facă mai mult perspective în care se vadă cum e casa, cum arată, cum nu știu. Eu am încercat să fac o metodă științifică în acest doctorat, plecând de la preceptele arhitecturii, adică am un obiect, trebuie să-l determin geometric și atunci trebuie să-i fac planuri, fațade, secțiuni și de-abia după aceea să-i fac și o simulare 3D, să zicem, ca să se vadă în ansamblu. Da. Dar foarte important era să procedez științific, să reconstitui
geometric foarte exact clădirea respectivă cu datele arheologice pe care mi le ofereau arheologii. Teoria e o noutate chiar pe plan mondial, n-a mai încercat nimeni să facă așa o reconstituire științifică și asta am dezvoltat-o în teza de doctorat. Artefactele unde se regăsesc? Sunt la Muzeul de Istorie. Foarte multe sunt la Muzeul de Istorie. Ei au planșele lor de descărcare arheologică pe care le-am folosit ca planuri de fundație. Și șantierul de la Parța? Nu, n-am lucrat pe Parța, deci am lucrat pe niște situri mai puțin cercetate, nu pe alea foarte cercetate. Da. Deci mi-am ales trei localități din actualul Banat românesc. Trei aproape localități. De graniță, pare mi se, da, spre granița sârbească exact, pentru acolo. Că de-aia merge și în Iugoslavia actuală. Deci am luat trei localități, trei exemple din fiecare și am încercat să fac o mică sinteză statistică, să zicem, cu forma. Da. Iarăși facem o deviere și ne vom opri din nou la scenografie. Hai să ne uităm la un alt spectacol, Dysphoria Show. Da. Am văzut o secvență scurtă dintr-un spectacol de mișcare. De mișcare regizat de Florin Fieroiu din București. Un spectacol atipic. Atipic, unde și scenografia cred că a păstrat atipicitatea, anume spațiul de joc era căptușit, era mă rog, se aflau niște microfoane de desubt și dădea o altă rezonanță. Cum ai ajuns la această inovație teatrală? Asta chiar a fost o colaborare, pentru că disforia se baza, sau ce am înțeles-o de la Florin Feroi, ce vreau să facă, pe anormalitate, pe atipic, să zicem, un concept foarte modern, nu te mai preocupă ce e normal, te ocupă exact orice anormal. Da. Și totul trebuia să fie altfel, totul trebuia să fie strâmb, totul trebuia să fie în mișcare. Inclusiv scaunele, unghiurile. Exact, tot. Nimic nu era normal, să zicem, în spectacolul. Asta era un fel de leitmotiv, să zicem. Și atunci eu am propus lui Florin o suprafață în care modulată, pe ideea de tatami japonez, să zicem, la care colțurile se ridicau tot timpul, în tot felul de variante, deci suprafața începea să iasă din plan. Când am făcut această suprafață, și lui și colaboratorilor, știi că a avut colaboratori și pe partea de sunet și asta, le-a zis, hai să facem un spectacol fără muzică, de fapt, în care fondul sonor să vină din mișcarea actorilor. Și atunci, am ridicat aceste plăci pe niște tampoane de cauciuc mici și sub ele am pus niște microfoane de captare. Și deci, fiindcă scena era dublată, a apărut și ideea cu microfoanele, dacă tot e dublată, să punem microfoanele și să avem sunetul creat de actori, practic. Da, spectacolul se întâmplă într-o cușcă neagră, practic, în care totul este concentrat. O tonalitate destul de sobră. Da, sobră, sumbră, austeră, să zicem.
și un spectacol de teatru dans care ele sunt foarte prizate în ultima vreme. Nici nu știi, sunt balet contemp sau sunt teatru. Ceva o trecere sunt între, la, sau exact, un amalgam. Exact. Acum se și vorbește, se da, cântă și, spectacol, și. Cântă, se dansează, actorilor de la Teatrul Maghiar le place să cânte și să danseze. Da. Și eu zic că s-a potrivit destul de bine această... Florin Fieroiu este o celebritate în coreografia da. De contemp românesc. Și nu numai la noi în țară, ci cunoscut la noi, sigur, în Europa. Da. Și eu zic că a ieșit un spectacol interesant. Sper ca Tunde, când vine din concediu maternal, să se mai reia. Da. Pentru că e un spectacol foarte interesant. E de lucrat acolo. Da. E de lucrat. Bun. Hai, Mihai, să vedem puțin ce se află pe măsuță, dar ca și introducere, tu ai avut câteva expoziții importante, de exemplu, Galeria Triade, Galeria Pigmalion, Biblioteca Politehnică Timișoara, inclusiv Muzeul de Artă din Târgu Jiu, m-am oprit la două expoziții majore și să începem, de exemplu, cu cel din 2018, Artefacte vechi de 100 de ani, o expoziție, zic eu, sub tutela centenarului. Dacă vorbești puțin despre expoziția respectivă, care a avut loc la Biblioteca Politehnicii. Da. În primul rând, nu îmi plac evenimentele făcute, trâmbițate, aniversări, nu știu. Și atunci, expoziția este foarte atipică, e etnosculptură ce fac eu, dar e foarte atipică și ironică. Obiectele încă mai sunt la Biblioteca Politehnicii, că au vrut să le păstreze, n-au vrut să mi le dea în casă. Chiar și lucrarea aia mare? Da, și acea, i-am zis, o coloană îndoielnică. Îndoielnică, o da. O coloană îndoielnică. Tot așa o inspirație de Brâncuș, e nu? E de Brâncuș, dar e complet aiurea, fiecare an este marcat, dar în altă direcție. Și nu este deloc simetrică și totul se schimbă. Deci am ținut să fie un altfel de moment de marcare. Și, totul plecând însă de la expoziția pe care am amintit-o tu la Triade, pentru că doamna Ieța a simțit, a fost prima expoziție de etnosculptură care am făcut-o și doamna Ieța a simțit foarte bine, fiind om de specialitate, da. Soție de sculptor, cu domnul Ieța am colaborat la artă monumentală. Da, 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 da. Dacă ne va ajunge timpul, vorbim, ne vom opri și acum. Ea a simțit imediat potențialul și mi-a arătat niște rapeluri. Eu credeam că sunt primul care fac etnoscultură. Mi-a arătat că au mai existat câteva personalități în istoria sculpturii românești care au făcut lucruri de genul ăsta și după Brâncuș. Da. Dar obiecte de tipul ăsta și la ele am ajuns, pe lângă că ele sunt frumoase în sine și se pierd, e o mică poveste interesantă care a fost declicul. Am colaborat mult cu Centrul Cultural Francez și un director de la Centrul Cultural Francez, când am făcut de fapt expoziția la ei și la Târgu Jiu, a venit în România și mi-a zis, păi Brâncuș a fost italian. I-am zis, deci cum să fie italian? Brâncuș a fost român. Păi de ce spuneți asta? Zice, păi francezii spun Brancusi. Ei pronunță Brancusi. Și atunci rezonanța acestei pronunții l-a dus către Italia. Ei, am făcut și atunci am zis, măi, nu se poate, poate noi știm cine da. A fost Brâncuș. Noi știm, dar vecinii deja nu mai știu. Nu-l înțelegem, nu-l apreciem, n-am fost în stare să-i cumpărăm o lucrare de 10 milioane de euro amărâți. S-a tergiversat aproape 2 ani. Exact. S-a tergiversat, nu s-a întâmplat nimica. De-aia am mers și cu lucrarea, cu expoziția la Târgu Jiu. Pentru că dacă vă puteți imagina sau nu, Târgu Jiu, în afară de axa celebră, nu are nicio lucrare de Constantin Brâncuș. Da. De exemplu. Și am zis, nu se poate, trebuie să le arătăm că Brâncuș a avut aici rădăcini, că este, că ce este Brâncuș, de fapt? Francezii zic că este o artist francez de origine română.
Pe undeva e drept. Pe undeva e drept, pentru că dacă Brâncuș ar fi rămas în România, nu cred că ar fi făcut ce a făcut în Franța. Da, e ceva. Dar e un pic forțat, e un pic exprimat prea mult. Dar fiecare se uită din unghiul lui. Exact. Și cu toate că, tot așa, acel director mi-a zis că știi că, de fapt, Brâncuș, până la urmă, nici măcar el nu s-a lansat foarte mult cu sprijinul francezilor, ci mai mult cu sprijinul americanilor. Și cu oamenii colecționari americani și oamenii de cultură americană care erau mai deschiși către direcția asta. Câteva idei despre obiectele expuse, te rog. Da, după mine sunt obiecte extraordinar de frumoase. Eu le recuperez din tot felul de târguri, de vechituri, de la prieteni, mi s-a dus faima, ci toți care au o vechitură pe acasă prin pod de la bunici mai mi-aduc câte una. Și sunt obiecte care, bineînțeles, sunt cumva ca vasele chinezești și au pierdut funcțiunea originală, dar au rămas doar forme și forme foarte frumoase. Eu nu fac decât să folosesc, toate sunt originale, sunt artefacte originale, sunt contemporane cu Brâncuș, sunt vechi de 100 de ani. Și nu fac decât să le combin, să le pun în situații care... Prima expoziție a fost înainte de Brâncuș, la Centrul Cultural Francez am făcut-o denumind-o Avant Brâncuș. Vreau să merg cu ea și în Franța, să le arăt francezilor de fapt de unde vine Brâncuș și că nu e italian și se combină în tot felul de lucruri. Uite, de exemplu, aici este o parafrază la Pasărea în spațiu a lui Brâncuș. Asta e o parafrază la peștii lui, absolut nemaipomenit. Ca o suveică, de fapt. Două suveici combinate. Două suveici combinate, una mai mică, una mai mare. Exact, cu aerodinamică absolut extraordinară. Asta este un ciocan de o formă absolut nemaipomenită, care e frumos în sine, nici mai trebuie. Asta nu știu ce e. E o unealtă care nu... Sunt multe deja obiecte la dar care... O unealtă ce ai combinat tu... Cu un ciocan. Da, cu pe un ciocan. Da. Că mă uitam așa, zic ciocan, în regulă. Dar cu codița asta exact, e... Exact. Nu, eu încerc să le combin ca să le potențez forma. Nu le, dai și un alt mesaj. Exact. Ce aici? Ăla a făcut parte din expoziția Mecanismele Nedescoperite ale lui Brâncuș, pe care am avut acum vreo 4 ani la Pygmalion și ăla se numește, de exemplu, Mecanismul Perfect, e o sferă. Mecanismul Perfect, Mecanismele Nedescoperite de Leonardo. Da. Cum ar veni. Da. Deci ai făcut o analogie. Da. Adică sunt false mecanisme. Am, printre altele, am și o dronă pe care n-a descoperit-o Leonardo, dar bun, el a lucrat pe aparate de zbor, nu? De la elicoptere, avioane și tot ce așa mai imaginat el. Da. În legătură cu asta, deci am avut-o și anul ăsta, fiindcă se împlinesc 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci, reiau expoziția dezvoltând-o un pic la Biblioteca Politehnicii, Biblioteca Nouă a Politehnicii, la care am lucrat mult, am colaborat în tot felul de faze. Are un spațiu, nu știu dacă ai fost acolo, are un spațiu central pe mai multe nivele, un hol central foarte spectaculos și acolo am făcut deja mai multe expoziții. E foarte interesant spațiu pentru că e viu. Nu este ca într-o galerie de artă în care intri, nu intri, intră numai oameni de specialitate. Nu, fiind tineri care tot timpul se plimbă merg, pe acolo. Studiază, exact. Procură, se lovesc de ele, e în spațiu central. Îmi place să fac expoziții acolo pentru că sunt tot timpul și cei de acolo mă invită. Voi relua expoziția, să zicem, ca un fel de omagiu pentru Leonardo da Vinci, dar dezvoltând-o de la mecanisme nedescoperite și unele noi, plus proiecte ideale. Deci, în paralele, Leonardo da Vinci avea și multe proiecte ideale care nu s-au realizat și care au rămas ca și schițe. Da. Vreau să ajung anul ăsta, e o mare expoziție la Roma, în care vor fi caietele lui, vor fi lucrările lui. Legat de Brâncuș, dacă tot am vorbit despre personalitatea lui, în 2016 ai ținut un triplu eveniment de autor,
câteva idei, te rog. Da, atunci chiar aproape în fiecare an, de ziua Brâncuș, care de obicei trece neobservată sau așa, sărbătorită, mai cum știm noi, două, așa, trei articole și așa, sau cu o știre de 2 minute, da. Stupide și nu știu ce, eu am încercat să fac tot așa niște evenimente neconvenționale. Și atunci, chiar în acel an, am avut s-au suprapus trei evenimente în trei locuri diferite. M-au solicitat și cei de la Politehnică. Eu în fiecare an, chiar de ziua lui, la buftul lui Brâncuș fac câte o năzbâtie. Băi, pun o coroană de brad în forma elementului lui fundamental, cercul tăiat în două, care apare pe multe lucrări ale lui și pe poarta sărutului. Anul ăsta am avut expoziția de o oră în fața bustului lui Brâncuș. Happening. Un happening, practic, da? De o oră, pe acel mobilier făcut pentru capitală culturală, acei cilindri de beton, care din păcate n-au fost prea folosiți pentru lucruri de genul ăsta, dar eu l-am mai prins acolo și am făcut această expoziție. Deci am avut tot felul de expoziții, tot așa, neconvenționale, pe tema lui. Nu-mi place să fiu obsedat, dar cred că am o obsesie pentru Brâncuș. Adică așa, de la distanță, da, cred că am o obsesie pentru el, deci nu vreau. Obsesia în sensul bun al cuvântului. Să zicem, în sensul bun, dar nu vreau să devin obsedat, dar am avut șansa în 1996 să văd la Paris Marea Expoziție Brâncuș, care a fost la Paris, New York și Tokyo. Deci a fost absolut nemaipomenit să vezi 10 de lucrări ale lui Brâncuș și din fiecare variantă, că Brâncuș lucra în variante, tot perfecționa și avea 3-4 variante la fiecare lucrare pe parcursul anilor. 4 pești, 5 păsări în spațiu, să vezi toate lucrurile astea, cred că te impresionează și te marchează. Mihai, uite, scot la interval. Da, surpriza emisiunii. Da, surpriza cum ar fi, te rog puțin. Da, uite, asta am adus-o pentru că, tot așa, sunt piese de... Aici nici măcar nu le-am transformat, ele stau singure în expoziție, se numesc RIC, de obicei, foarte simplu. Cred că lumea mai recunoaște obiectul ăsta, deși nu se mai folosește, se spălau rufele la râu și se băteau cu ele. Da, da, așa e. Cu striuri, cu nu știu ce. Care e diferența dintre ele? Asta e românesc? Să știi că anul trecut am mai văzut persoane care au spălat. Exact, da. Sus, în partea nordică a țării. Da, 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 acolo poate, da. Acolo poate, da. E, ăsta e românesc. Simplu, funcțional, funcțional, minimal, să zicem, da? E, ăsta, cum te-am întrebat și pe tine, da, are niște volute, care nu servesc neapărat la scopul de bătut rufele, da. Nu, aceeași funcțiune se îndeplinește, dar ăsta e din Transilvania, este maghiar. E, de ce? În 30 de secunde ți-aș putea spune de ce, da, este această diferență culturală. La începutul secolului 20 era o teorie în artă că popoarele se manifestă compensatoriu în artă, popoarele nordice sunt mai sobre și atunci în compensație în artă se manifestă mai liber, mai efuziv, mai nu știu ce, popoarele sudice, italienii, nu știu ce, sunt mai volubili, așa, și în artă se manifestă mai sec, sobru. Mai atunci, sobru. Da? Deci de unde stilul baroc dezvolta mai mult în nordul Europei, stilul clasic mai mult în sud. E, acum, diferența culturală, să zicem, dintre noi și maghiari, ar fi că maghiarii sunt mai mult de influență nordică, germanică, nordică, da, cumva e o graniță, să zicem, culturală, în care ei sunt de mai mult și cred că în istoria lor culturală au fost mai mult influențați de partea germanică și nordică, da, a Europei, chiar în timp ce inevitabil, chiar și în zilele noastre, da, da, deci inevitabil românii au limbă latină, sunt de influență sudică, să zicem. E, asta putea fi o mică explicație pentru care există aceste diferențe stilistice. Nu am vorbit de Dumbrăvița. Da. Sunt câteva lucrări, două, trei idei despre arhitectura peisagistică a localității, a comunei. Da. Am și eu câteva case în Dumbrăvița, normal, s-a dezvoltat foarte mult, sunt cartiere de case de asta, dar în Dumbrăvița ce este interesant sunt două lucrări ale profesorilor mei de facultate. Întâmplător două biserici, să zicem, mai reprezentative. Una făcută prin anii 70 de arhitectul Hans Fackelmann
care este Biserica Nouă Catolică. Amândouă sunt în piața centrală, în parcul central, să zicem, una e pe latura stângă, să zicem. O lucrare foarte frumoasă și foarte neașteptată pentru vremea respectivă. Da. Aproape că nu știu cum a reușit să o facă. Noi știam pe vremea aia povești că el era în legătură cu niște asociații austriece care asigurau fonduri, nu știu dacă e foarte exact, dar el a reușit să facă această biserică catolică modernă în Dumbrăvița. Și una mai nouă este Biserica Ortodoxă, făcută în același parc, în partea din spate, făcută de profesorul Dancu. Da. Am în două lucrări mai deosebite și care se află întâmplător sau nu în Dumbrăvița. Da, deși timpul a curs, dar mai ca și o ultimă întrebare, te rog câteva idei despre Biserica Martirilor, ce ai proiectat prin 91, pare mi se. Da, deci e o biserică făcută împreună cu Memorialul Revoluției, în marginea Bucureștiului, la Popeșile Ordeni, acel loc foarte trist în care a fost aruncată la canalizare cenușa Martirilor Arș la București în perioada de după Revoluție. Este o biserică ecumenică și este una dintre lucrările mele, poate cele mai interesante, de arhitectură modern românească. E, cred că, singura biserică modernă de lemn de pe teritoriul României. A fost o lucrare foarte specială pentru că, bineînțeles că ea este amplasată deasupra canalului în care s-a aruncat cenușa. Și atunci biserica trebuia ridicată de la pământ pe niște piloni de beton, deci pentru biserică poți să treci, și structura de deasupra de lemn cu o fleșă mare, cumva în stilul bisericilor greco-catolice din Transilvania, de celebre de lemn, dar modernă, folosind lemnul, dar într-o altă manieră modernă, nu doar copiindu-l. Ca și inspirație. Da, ea vine din bisericile de lemn. Acum, s-au umplut România actuală de biserici de lemn făcute de meșteri, biserici noi de lemn. Meșteri mai ușor, destul de buni. Destul de buni, dar care se află într-o... care sunt buni meșteșugari, dar care ei nu duc mai departe. Ei reproduc. Ce e interesant însă și mă stupefiază într-un fel, e că meșterii au ajuns într-o perioadă barocă a lemnului, care n-a prea existat până acum în istoria bisericilor de lemn, să zicem, în care sunt foarte sculptate, foarte încărcate, foarte opulente, ca să zic așa, lucru care nu prea era în spiritul inițial al acestor biserici de lemn. Eu am încercat o modernizare, o preluare a ideii, dar o ducere către moderna bisericii. Hai să ne uităm la o secvență din spectacolul Dansând în noapte. Da. Hallgassatok rá, halljátok meg a hangját. Ezerféle igazság.
Mindenben meg van a magyarság. Neked is. Neked is. Neked is. Nekik is. Mihai, am mai putea să discutăm, de exemplu, despre... despre, stai, ce am mai notat aici, niște lucruri interesante, zic eu, Dacia 500 Maxi, proiect automobil, două locuri, microbuz modulat, proiecte, prototipuri, vestimentație multifuncțională, dar poate într-o altă emisiune. Pentru astăzi mulțumesc mult, mă bucur că ai participat și îți doresc succes și creativitate și har. Mulțumesc la fel. Mulțumesc și pentru dumneavoastră. Ne vedem peste o săptămână. La revedere!